Pitulice, despre care am vorbit la începutul emisiunii. Mea culpa, pentru că nu era momentul ca ea să intre atunci, dar intenția mea a fost o intenție bună de a te invita mai devreme alături de noi. Te invit chiar între noi și pentru că vorbeam de copilărie și de copii mari, mă gândeam așa dacă tu ai rămas cu dragostea pentru muzică încă din copilărie, având în vedere că și mama ta cântă și probabil ai crescut în acest mediu, și dacă muzica pentru tine a fost așa o dorință care te-a purtat în viață spre carieră. Așa este, ai zis exact. Muzica populară, în special, populară, a fost ce mi-a rămas din copilărie cel mai drag. Dar până la urmă este un vis împlinit, nu? Este, într-adevăr, pentru un vis care împlinit. Ai muncit? Da, este un vis împlinit pentru că am avut norocul să reușesc să profesez ce mi-a plăcut cel mai mult să fac, să cânt, și în special muzică populară, într-adevăr, cu ea m-am născut, cu ea am crescut și în ea mă regăsesc. Dar a avut mama ta o influență în decizia acestei cariere pe care ți-ai ales-o, sau a fost o chestie naturală? Mama întotdeauna m-a lăsat să aleg ceea ce îmi doresc să fac. Am făcut și gimnastică de performanță până la o anumită vârstă, dar am preferat să fac muzică. Și să spunem, deși timpul nu este trecut și ai timp în continuare să, să zic, să-ți realizezi vise și mai mari decât doar de a cânta. De a cânta, să zicem, și să ai vânzări, multe albume, multe realizări, multe spectacole. Până acum, care sunt lucrurile care te poți mândri și de care ești foarte fericită că ai reușit să le Cel mai realizezi? Recent lucru de care sunt foarte mândră este noul meu CD, care se numește Te visez, măicuța mea. Este realizat chiar împreună cu mama și cu Orchestra Lăutarii de la Chișinău, dirijată de maestrul Nicolae Botgros. Este un prim CD cu muzică populară cântată vocal de mine, pentru că eu am studiat la NAI muzica, și muzica în general am studiat-o, dar am făcut ca instrument NAI-ul și în liceul de muzică din Ulipati și la conservator mai târziu. Am studiat cu maestrul Gheorghe Zanfir. Am fost o privilegiată a acestui instrument, consider eu. Dar vorbeai de vise mai devreme și unul dintre visele mele a fost să pot cânta alături de mama pe scenă. Și acest album este totodată și un omagiu adus mamei tale? Da, așa este. Pe care te-ai gândit să-l faci ca prim pas în carieră, pentru că este primul album, cum ai spus, așa vocal. Așa că e la fix cu mâine fiind 1 iunie, ziua copilului. Da? Dacă n-a fost de 8 martie, să fie de 1 iunie un cadou pentru mama și invers, și pentru mama, un cadou la mama pentru fiică. Și fără legătură, eu nu-ți mă întreabă în cască dacă poți după emisiune să ne dai salva asta cu... Nu. Acesta este patrimoniul familiei mele, dacă tot sunt la emisiune. Nu sunt Marius de ciocolată, degeaba e... Nu, de ciocolată, de aur. Da, sunt într-adevăr veritabili. Și eu țin foarte mult la ei. Fac parte am din înțeles. Costumația mea. Am înțeles, deci nu se poate despărți costumația. Eu nu-ți îmi pare rău, am încercat. Asta e. Bine, singurul lucru pe care poți să-l faci, bănuiesc, pentru generația viitoare și pentru copiii tăi, este să mai strângi bănuții în salbă, CD-uri muzicale și, mă rog, foarte multe realizări pe care de care și să fie mândri la rândul lor. Să dea Dumnezeu. Noi îți dorim cel puțin atâtea discuri de aur, da, muzicale, câte... Atunci să mai strâng. Bănuți de aur, să mai strâng și la gât și pe perete, așa, în colecția ta. Să dea Dumnezeu. Doamne ajută. Baftă și... Să te ascultăm? Da, gata? Te ascultăm. Cu drag. Suflet nempăcat, inimioara amestecat, mă. Că ai plecat, măi, cuța mea, și e dor de vorba ta, mă. Mi-e dor să te văd prin casă și să stai cu noi la masă. Iar când este mie greu, mă strângi la pieptul tău, măi.
Dar când din vis mă trezesc, lacrimile se pornesc, măi. Poate acolo ți-o fi bine, dar eu ce-i fac fără tine? Fără chipul tău cel viu, tot pământul e pustiu, mă. Și-aș vrea să fii lângă mine, să mă-ți faci.